Bună ziua, domnilor și doamna ministru, excelența dumneavoastră, domnule ambasador a Republicii Franceze în Republica Moldova, stimați oaspeți, doamnelor și domnilor, bine ați venit la evenimentul de semnare a memorandumului de înțelegere Reforma Verde pentru Moldova. Inițiativa, cu o durată de 6 ani, reprezintă o oportunitate de a promova implementarea unui program de împrumut bazat pe politica energetică și urmărește să sprijine reforma sectorului energetic a Republicii Moldova în perspectiva aderării țării la Uniunea Europeană, în special axat pe investiții în infrastructura energetică, eficiența energetică în clădiri, dezvoltarea energiei regenerabile, protecția consumatorilor, mediu și climă. Suportul extins al grupului AFD în sectorul energetic al Republicii Moldova a început în 2022 prin finanțarea cooperării tehnice între Mold Electrica și operatorul de transport și de sistem RTI din Franța. Pentru a facilita integrarea în rețeaua europeană de electricitate, AFD va colabora de asemenea cu Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite în Moldova în evaluarea primei faze a fondului de reducere a vulnerabilității energetice. Cuvânt de salut se oferă domnului ministru al energiei, Victor Parlicov. Bună ziua, stimați domnule ambasador, excelență, domnule director executiv, stimați colegi, domnilor miniștri. Eu sunt extrem de fericit și onorat să prezint sau să mă adresez cu un cuvânt de salut cu ocazia acestui eveniment, pentru că este un eveniment care vine să încununeze un efort, pe de o parte, un efort de pregătire a unei linii de finanțare pentru Republica Moldova din partea Agenției Franceze de Dezvoltare și, pe de altă parte, un început de cale, pentru că odată cu alocarea acestei finanțări, de-abia începe lucru și începe implementarea și transformările. Care este formula în care am ajuns la acest acord? Voi vorbi în două cuvinte despre ce prevede acest memorandum, acest acord cadru. El vizează, de fapt, accelerarea procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană pe dimensiunea energetică și, din câte vedeți, din prezența inclusiv a ministrilor și doamna ministru de finanță și domnul ministru a muncii și protecției sociale, sectorul energetic am văzut cu toții că vizează mai multe domenii. Ține și de fondul de vulnerabilitate, ține și de investițiile publice. Vreau să spun că noi ne-am asumat să accelerăm lucrul pe care îl aveam planificat deja pe dimensiunea de integrare europeană, inclusiv ceea ce vizează anumite proiecte infrastructurale, construcția liniilor, dar și anumite documente de politici, aprobarea planurilor naționale de climă și energie, aprobarea strategiei, viziunii pe termen lung pentru sectorul energetic. Toate lucrurile astea fac parte din precondiții pe care noi trebuie să le îndeplinim pentru a fi eligibil pentru această finanțare. Iar această finanțare este o finanțare concesională, deci o finanțare la condiții preferențiale, în care Republica Moldova poate accesa timp de 5 ani până la 120 de milioane de euro, pe care le vom putea investi și le vom putea utiliza în sectoarele care vizează energia, nu neapărat doar cei care țin de Ministerul Energiei. Eu vreau să menționez că prioritățile noastre pe dimensiunea energetică vizează decarbonizarea accelerată. Vizează decarbonizarea accelerată însemnând, în primul rând, investiții în eficiența energetică a clădirilor, electrificarea transportului și a trecerea la transport electric,
și integrarea, o mai bună integrare, capacitatea de integrare a regenerabilor, energiei regenerabile în rețea. Finanțarea pe care o vom primi din partea Agenției Franceze de Dezvoltare, și aici vom colabora cu colegii, ne vom strădui să le investim în aceste priorități. Vreau să spun că și până acum, noi am trecut de o perioadă, probabil că pot spun deja că am trecut de cea mai grea parte a crizei energetice. Noi suntem cu mult mai bine pregătiți pentru următoarea perioadă, pentru următoarea iarnă, următoarele ierni. Dar acum trebuie să arătăm și partea pozitivă a energeticii pentru cetățenii noștri. Pentru că până acum, trecând de această perioadă de șoc, cetățenii din Republica Moldova oarecum au simțit presiuni care vin din sectorul energetic. Prețuri mai înalte, niște insecurități sau sentiment de insecuritate cu privire la livrările de energie. Am avut și deconectări foarte scurte, bine că am reușit să gestionăm. Acum este momentul să aducem consumatorilor și cetățenilor din Republica Moldova noutăți bune din sectorul energetic. Și aici, în primul rând, aș vrea să mă refer la două inițiative, la eficiența energetică a clădirilor publice, unde vrem să lansăm un fond de subvenționare a investițiilor cetățenilor, a investițiilor rezidenților, deci consumatorilor rezidențiali, în eficiența energetică a clădirilor lor, gospodăriilor lor, și un program de investiții în eficiența energetică a clădirilor publice. Deci clădirile rezidențiale și clădirile publice sunt printre principalele priorități. La fel, sunt sigur că vor fi nevoiși să vor regăsi resurse și pentru subvenționarea sau ajutoare pentru cei mai vulnerabili consumatori și pentru perfecționarea sistemului de o mai bună targetare a consumatorilor vulnerabili. Aș vrea să închei prin faptul că pe tot acest parcurs, toată această criză energetică, noi n-am fi putut să o trecem cu succes fără sprijinul partenerilor externi. Și având în vedere că astăzi avem la masă reprezentanții Republicii Franceze, vreau să menționez în special, subliniez rolul Franței în acest proces. Vreau să vă spun că poate nu toată lumea cunoaște, dar la nivel politic Franța a fost țara care a fost pivotul, care a fost punctul de turnură în agenda de integrare europeană a Republicii Moldova. Domnul președinte a Republicii Franceze, Macron, a fost un avocat adevărat al Republicii Moldova pe calea accederii la Uniunea Europeană, iar asta a schimbat opinia și a multor altor țări din Uniunea Europeană. Apreciem enorm efortul Franței pe această dimensiune. Suplimentar la asta, Franța dincolo de suportul politic, ne-a ajutat cu sprijin tehnic, cu asistență tehnică, iar acum vine și cu un sprijin financiar pe care noi deja ține de noi cât de eficient îl investim și cât de eficient îl gestionăm pentru a-l transforma în rezultate de dezvoltare pentru cetățenii noștri. Vreau să vă mulțumesc încă o dată, domnule ambasador, domnule director executiv, și sunt sigur că acest memorandum este doar un început de cale de colaborare și sunt sigur că această colaborare va fi una de succes. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru, pentru cuvântul de salut și pentru accentele puse cu privire la importanța acestui memorandum și cât de importantă este pentru țara noastră colaborarea cu Republica Franceză. În continuare, oferim cuvânt de salut excelenței sale, domnului Graham Paul, ambasador al Republicii Franceze în Republica Moldova. Bună ziua! Domnule
Doamnelor miniștri, domnilor miniștri, domnule director executiv al Agenției Franceze de Dezvoltare, ne-am reunit în această dimineață pentru semnarea unui memorandum de înțelegere între Agenția Franceză de Dezvoltare și patru ministere din Moldova pentru a facilita implementarea unui program plurianual de împrumuturi de politici publice pentru sectorul energetic. Știm că energia este un subiect foarte strategic pentru Republica Moldova. Iată de ce Franța își aduce o asistență multiformă pentru acest sector prin livrarea a 29 generatoare de înaltă capacitate pentru spitalele moldovenești, prin proiecte de investiții și pentru contribuții pentru a reduce vulnerabilitatea energetică a populației, dar și pentru susținerea concretă la reformele angajate. Chiar dacă în ultimele luni au fost înregistrate importante progrese, mai rămâne multe de făcut pentru a ameliora reziliența și securitatea energetică și pentru a o adapta la normele și standardele europene pentru a putea lupta în mod eficient contra încălzirii climatice și a asigura eficiența energetică. AFD este principalul vector de susținere a Franței la reformele din sectorul energetic și colaborarea ei se înscrie în durată. Deci scopul este de a lucra în comun în următorii 6 ani. Punea în valoare a programelor se sprijină pe împrumuturi concesionale din partea AFD pentru anume a realiza investiții, dar și pentru a însoți eforturile în asistența tehnică finanțată din granturile oferite de Uniunea Europeană. Acest proiect este, bineînțeles, o realizare a AFD, dar și a fost realizat și datorită susținerii echipei Europa. Mă bucur că acest memorandum a fost semnat la puțin timp după summitul de comunități europene din Moldova, dar și ca urmare a călătoriei domnului Pârlikov la Paris. Franța, care coprezidează grupul de muncă pe energie a Platformei de Susținere pentru Moldova, este alături de autoritățile Moldovei, împreună cu partenerii Republicii Uniunii Europene, pentru a contribui în avansarea în reformele în curs referitor la tranziția ecologică. Ambasador, în continuare, îl invităm pe domnul Philippe Orleans, director executiv al AFD. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru al energiei, doamnă ministră a finanțelor, doamnă șefa delegației de cooperare a Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, pentru semnarea acestui memorandum de acord, semnare care este o consecință directă a vizitei la Paris recent realizată de domnul ministru Pârlikov. Pentru că în timpul întâlnirii noastre am stabilit data semnării acestui memorandum și aș putea să mai zic într-un fel, într-un mod emblematic, modalitatea în care se desfășoară lucrurile între AFD și Republica Moldova de când ne-am stabilit în țara dumneavoastră. Deci noi am deschis un birou în februarie 2022, am semnat primele acorduri de finanțare nu de mult, deci acum 2 zile Consiliul de Administrare AFD a aprobat împrumutul care corespunde acestui angajament. Deci totul se întâmplă foarte rapid în țara dumneavoastră și noi ne bucurăm de acest lucru. Asta înseamnă a răspunde la provocările despre care ați vorbit, domnule ambasador, domnule ministru, pentru sau în beneficiul populației Moldovei, dar și pentru a ne pregăti de viitor. Și noi am vorbit cu dumneavoastră, domnule ministru, la Paris. Am discutat pe subiecte energetice, pentru care este nevoie de o viziune de termen mediu, este nevoie de a mobiliza actori
legislatorii pentru a oferi eficiență politicilor publice. Sectorul energiei, a fost spus deja, dar este important să o amintesc, este un sector în care noi căutăm în același timp împreună să favorizăm o convergență spre standardele europene, un sector în care este indispensabil să îmbunătățim securitatea aprovizionării, un sector în care este absolut necesar să promovăm dezvoltarea surselor noi de energii regenerabile și este important de a promova eficiența energetică și știu, dumneavoastră mi-ați spus, domnule ministru, și ați repetat în ce măsură sau cât de convins sunteți de importanța acestor tematici sau subiecte. Operațiunea pe care o vom cadra cu acest memorandum este un împrumut concesional din partea Agenției Franceze de Dezvoltare. Prima tranșă este de 40 de milioane, va fi debursată până la finele lui 2023. O altă componentă este asistența tehnică furnizată de Uniunea Europeană și implementată de AFD, care vizează să consolideze capacitatea ministerilor din Moldova și instituțiilor publice din Moldova pe calea informelor care au impact asupra populației Moldovei și sunt cruciale și apoi există un dialog pe politici publice în legătură cu această finanțare în jurul acelor patru mari subiecte pe care le-am pomenit adineauri și acest dialog de politici publice va fi și o ocazie pentru a manifesta solidaritatea Uniunii Europene dar și a Franței prin AFD în fața acestor mize energetice. Deci aceasta s-a realizat și cu ajutorul echipei Europa, fără asta nu se putea, nu am fi ajuns la asta. Ea reflectă o mobilizare a Europei în favoarea Moldovei, pornind de la declanșarea războiului contra Ucrainei. Este un rezultat al cooperării care a mai fost dat și mult electrica și o ajută pe Moldova să se conecteze la rețeaua energetică europeană și mai este și un efort din partea moldovenească pentru a coordona munca a patru ministere care sunt adunate la această masă și vreau să mulțumesc celor prezenți aici, dar și autorităților moldovenești care s-au mobilizat pentru a permite realizarea acestei activități și ne asigură de încredere pentru viitor. Deci agenția nu este o agenție umanitară, noi suntem o agenție care activează pe termen lung, noi credem în durabilitatea căsătoriilor și atunci când ne angajăm într-un cuplu, asta înseamnă că privim spre un orizont de mai multe decenii. Deci așa vedem noi astăzi această uniune și avem și o dovadă în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult! Director executiv, în continuare, pentru un cuvânt de salut, o invităm pe doamna Magdalena Müller, șef al delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Mulțumesc! Merci. Bună dimineața! Madame la ministră, doamnelor și domnilor miniștri, excelențelor, dragă domnule director executiv, dragi colegi de la AFD, doamnelor și domnilor, atunci când state membre, cum ar fi Republica Franceză, își unesc forțele lor pentru a susține și pentru a consolida această mișcare a Moldovei pe calea europeană și mai ales spre a asigura o Moldovă climatic neutră și fără carbon, este un efort al Team Europe pentru a ajuta Moldova să creeze un mediu propice pentru investițiile în domeniul energiei verzi. Aceasta va contribui la transpunerea legislației Uniunii Europene referitoare la energiile renovabile în legislația moldovenească. Aceasta va oferi condiții propice pentru investiții private în acest sector.
am plăcerea să anunț că Uniunea Europeană susține această inițiativă cu o finanțare a unei asistențe tehnice, așa cum s-a spus deja, în mărime de 5 milioane de euro. Acest proiect va consolida capacitățile din cadrul ministerelor implicate pentru a avansa spre reformele în domeniul tranziției energetice. Este important să mobilizăm mai multe părți ale societății civile și este esențial să promovăm transparența și responsabilitatea în colaborare cu guvernul moldovenesc, dar și sectorul privat, pentru a reduce efectul emisiilor de carbon. În sfârșit, mai țin să vă zic următoarele. Ca reprezentant al delegației Uniunii Europene aici la Chișinău, în Moldova, să felicit guvernul moldovenesc, dar și Moldova, pentru eforturile imense pe care le fac pentru integrarea sau pe această cale de integrare europeană. Și ieri deci ne bucurăm pentru tot ceea ce se realizează în ultimul timp. Doamnelor și domnilor, se anunță ceremonia de semnare a memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Finanțelor, Ministerul Energiei, Ministerul Mediului, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, Reforma Verde pentru Moldova. Pentru Guvernul Republicii Moldova semnează domnul Victor Parlikov, Ministrul Energiei, doamna Veronica Sirețeanu, Ministru Finanțelor, domnul Alexei Buzu, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, domnul Grigore Stratulat, Secretar de Stat al Ministerului Mediului. Pentru Agenția Franceză pentru Dezvoltare semnează domnul Philippe Orleange, Director Executiv. Mesdames et messieurs, nous annonçons la cérémonie de Doamnelor și domnilor, anunțăm semnarea protocolului între Guvernul Republicii Moldova și reprezentant de Ministerul Finanțelor, Ministerul Energiei, Ministerul Mediului, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenția Franceză de Dezvoltare pentru o reformă verde pentru Moldova. Vor semna pentru Guvernul Republicii Moldova domnul Victor Parlikov, domn ministru al energiei, doamna Veronica Sirețeanu, ministra finanțelor, domnul Alexei Buzul, ministru al muncii și a protecției sociale, domnul Grigore Straturat, secretar de stat la Ministerul Mediului. Și pentru Agenția Franceză de Dezvoltare, domnul Philippe Orleange, director executiv al AFD, responsabil de geografie. Se anunță o sesiune de întrebări din partea presei. Victoria Pădure, Moldova 1. S-a discutat despre un ajutor financiar la condiții preferențiale. Ce presupune acest ajutor? Ce valoare? Când va ajunge în țara noastră și la ce va fi destinat, de fapt? Eu pot să iau, vă spun, în un cadru general. Deci, în primul rând, este vorba de un împrumut la condiții preferențiale. Sub valoarea totală, deci bugetată în acest acord, este de 120 de milioane de euro pe parcursul a 5 ani. Dar suplimentar la asta mai vine și un grant din partea Uniunii Europene, deci 120 de milioane de euro este creditul preferențial din partea Agenției Franceze de Dezvoltare, dar grantul de 5 milioane vine din contul
Uniunii Europene, care va merge la asistență tehnică inclusiv pentru a pregăti și pentru a ne ajuta să îndeplinim condițiile de obținere a acestei finanțări. Pentru anul ăsta, dacă nu greșesc, deja este preconizat debursarea la 40 de milioane. Mai am o întrebare. Dacă va prelua Republica Moldova inclusiv și nu știu, cunoști experiența francezilor în ceea ce ține de energie regenerabilă, dar și ce ține inclusiv și de mediu? Cu certitudine, și asta, de asta acest mecanism de împrumut este legat de, inclusiv de îndeplinirea anumitor condiționalități. Și printre condiționalitățile care ne-am asumat să le îndeplinim, ele vizează, pe lângă altele, inclusiv cooperarea în domeniul energiei regenerabile, inclusiv, așa cum am promis, noi vrem anul ăsta să lansăm concursurile pentru capacități mari, pentru Republica Moldova mare, de energie regenerabilă, și lucrurile astea sunt trecute în acest memorandum. Deci, vizează și eforturi din partea noastră, dar și sprijin din partea Uniunii Europene și a Franței în realizarea acestor reforme. Și ultima întrebare, domnul Parlicov, cum stăm la moment la capitolul energie regenerabilă în Republica Moldova, dacă putem vorbi pe procente, adică cumva din ceea ce își propune guvernul și ceea ce avem la moment? Deci, noi avem, știți cum, noutăți bune și noutăți proaste. Noutăți bune este că, din punct de vedere pur statistic, noi avem o cotă relativ înaltă de energie regenerabilă per total balanță energetică. Circa vreo, în diferiți ani ea variază, dar e circa 25% din balanța noastră energetică este energie regenerabilă. Doar că noutatea proastă este că această energie regenerabilă, cea mai mare parte a ei, este vorba de utilizarea biomasei solide, cu alte cuvinte, lemnele de foc, pentru a încălzi încăperile, în special în zona rurală. De asta, spunem așa, este o energie regenerabilă, dar care, pe de o parte, pune presiuni pe mediu, și aici tot trebuie să, de asta și este și cooperarea cu Ministerul Mediului, și pe de o altă parte este o energie totuși cu un grad relativ jos de eficiență a utilizării. Deci sobele nu au un randament înalt de utilizare a potențialului energetic a combustibilului. Pe dimensiunea de energie electrică, care este energia cea mai, spunem așa, să spun, modernă, performantă, așa, procentele sunt mai modeste, dar iarăși, sunt noutăți proaste, sunt noutăți bune. Noutatea proastă este că procentul este deocamdată mic, noi suntem în jur de 3% jumate, 4% la energie regenerabilă. Partea bună este că este într-o creștere vertiginoasă, instalarea inclusiv a panourilor fotovoltaice, și iată acum, după ce lansăm concursurile investiționale, noi sperăm să avem o creștere iarăși în următorii ani foarte rapidă a capacităților instalate în energie regenerabilă. Și partea, la fel, un fel de, deci partea bună în toată istoria asta este că noi real putem atinge acele ținte pe care ne le-am propus, de circa 30% de energie electrică din surse regenerabile către anul 2030. Noi ne propunem să atingem această țintă, cel puțin, și eu cred că asta este un obiectiv realizabil. Vă mulțumesc! Cu aceasta declarăm închisă. Încă o noutate bună, uitați să vă spun. Republica Moldova exportă energie regenerabilă în ziua de azi. Inclusiv în România și în Ucraina. Mulțumim presei, mulțumim domnule ministru. Cu aceasta declarăm închisă ceremonia de semnare a memorandumului Reforma Verde pentru Moldova.